Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Astăzi vom vorbi despre serviciile de salubritate, despre programul de colectare, dar mai ales despre colectarea selectivă. Discutăm acest subiect în contextul declarațiilor publice, dar și a nemulțumirilor cetățenilor din ultima perioadă privitor la această chestiune. Și dumneavoastră ați văzut că în ultimele două săptămâni de zile, atât administrația locală, edilul municipiului, cât și alți factori de decizie privitor la salubritate au ieșit cu declarații publice privind programul și modul de colectare selectivă. S-au încercat tot felul de variante, modalități pentru eficientizarea acestui serviciu. Unele metode au stârnit nemulțumiri în rândul cetățenilor și mă refer în special la acea soluție, în ghilimele, de a nu fi ridicat gunoiul la case, acolo unde nu era selectiv. Bun, între timp, edilul a revenit asupra acestei chestiuni, dar se insistă foarte mult pe colectarea selectivă, tocmai pentru ca costurile, factura lunară, care trebuie plătită de administrația locală, o parte, iată, din taxa de salubritate, care este colectată de la cetățeni, și o parte din bugetul local, pentru că această taxă nu este suficientă. Ei bine, se insistă pe această metodă de colectare selectivă și vom discuta în amănunt despre aceste reguli. Invitatul meu de astăzi este domnul Iacob Lucian, specialist tehnic în cadrul Asociației Județene ADIS Iași. Bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Bun, haideți să pornim cu principala chestiune, și anume despre programul de colectare din suburbii. În ultimele zile, iată, așa cum am spus la început, au fost încercări de modificare a acestui program, a acestui parcurs. Aș vrea să știu care este situația la zi în momentul de față, pentru că asociația a revenit asupra deciziei inițiale de a nu ridica gunoi selectiv, gunoi menajer contaminat, să spunem așa, pus la grămadă. S-a mers pe conștientizarea cetățeanului, urmând mai mulți pași, practic, și asta s-a făcut și din anii anteriori, prin informări, campanii radio și tot ceea ce s-a putut făcut de noi, de primărie, astfel încât cetățeanul se conștientizeze. Din păcate, spun din păcate, pentru că s-a văzut o creștere ușoară la nivelul înțelegerii cetățenești, dar mai puțin în zona de blocuri. Practic, mai puțin în zona de blocuri sau în zona de case? Mai puțin în zona de blocuri, unde cantitatea de selectiv este mult mai puțină comparativ cu cantitatea de deșeu menajer raportată. Adică dacă am făcut un calcul simplu în primele săptămâni de implementare a programului pilot din suburbiile pașcanilor și am comparat-o cu deșeurile menajere care au fost ridicate din aceeași perioadă, procentul de colectare selectivă a fost 7, 8, 9%. În suburbii, spuneți, la case. La case. Deci asta ce înseamnă? Că procentul per total este tras în jos, practic, de zona de blocuri, de selectarea cetățenilor de la blocuri. Pentru că cantitatea de deșeu menajer, majoritatea vine din oraș. Și automat am încercat să vedem cam unde ar fi, cu toate că știam că nu ar fi problema. Deci la case e mult, mult mai ușor de a ridica deșeurile selective ușor, ușor. Continuând informarea cetățenilor, continuând campaniile, media, din poartă în poartă, vorbind cu oamenii. Și atunci când te duci și vorbești cu omul, să știți că am întâlnit pe teren în fel de fel de situații, chiar în zona Sodomeni este un domn, deci scoate cu preponderență, deci de fiecare dată curat, frumos și fără echivoc. Sunt alții care mai pun din diferite motive, pentru că mai desfacem sacii, ne uităm pe noi și vedem că n-a putut el să nu pună și un făraș de deșeu măturat ultima dată, care practic contaminează tot. Adică toată munca pe care o faci tu de o săptămână, ei și faci lucrul ăla. Și atunci nu se poate ridica sacul. Poate face pentru că nu știe. Asta vreau să continui, exact. Se poate face că nu știe, dar
cei care, noi ne-am dat și seama din teren, pentru că cei care nu știu sunt acei oameni care pun alt deșeu care nu este selectiv, gen șervețele murdare, caserole de mâncare. La aia pot să cred că nu știu. Ei, cei care pun din făraș, de jos sau din curte, nu prea cred că poate să-și închipui că poate să selectezi ceva din toate lucrurile alea. Interesant ce spuneți dumneavoastră, că în zona de case suburbii, cele 5 suburbii și cartierele de case din Pașcani, mai degrabă se face colectare selectivă, da, decât în zona de blocuri, cartierele de blocuri. Da, pe procentual, dacă ei cât colectează zona respectivă și tot în zona respectivă iei mașinile de deșeu menajer și faci raportul, deci este un raport mai bun. Bun. Și atunci, cum explicați faptul că măsurile de a nu fi ridicat gunoiul au fost luate chiar în zonele unde spuneți dumneavoastră că procentul este mai mare de colectare? Păi în zonele respective, deci noi am zis, în zonele respective avem 7, 8, 9%. Vă dați seama, este totuși un procent mic în continuare, pentru că mașinile de colectare a deșeului menajer, după ce colectează, da, se duc și descarcă și merg cu cantități de 6-7 tone. Asta ne spune nouă că în acel deșeu menajer este foarte mult reciclabil, pentru că o mașină poate să ajungă la 8, la 9 tone, dacă ar fi deșeu menajer rezidual corect pus. Deci s-a atras atenția că există foarte mult deșeu reciclabil în deșeurile menajere. S-a încercat o conștientizare a cetățeanului și prin metoda asta, dar se pare că cetățenii, unii dintre ei, tot nu înțeleg. Dar de ce n-ați început exact din zonele complicate, acolo unde procentul este foarte mic, anume cartierele de blocuri? În cartier este foarte greu de făcut lucrul ăsta, pentru că nu ai control. Deci nu ai cum să te duci. Am făcut campanii cu poliția locală, cu oamenii primării eu anul trecut, în care am încercat să în primă instanță tot să conștientizăm cu un rucsac, cu o șapcă, cu o informare, cu un pliant, să le explicăm cetățenilor. Vedeam în fața noastră cum venea cetățeanul cu căști la ureche, cu deșeu menajer și asta să vedem. S-a băgat direct în ăla de plastic și ăla de deșeu menajer era lângă. Deci vă dați seama, de că tu pleci așa din casă și nu ești conștient de ceea ce trebuie să faci, n-ai ce să faci. Și atunci la blocuri este foarte greu de monitorizat lucrul ăsta în perspectivă. Aici, probabil, o să se încearcă să găsi soluții mult, mult mai bune. Momentan, se mai preselectează, se mai ia ce mai este bun, dar păcat de acei oameni care nu înțeleg că dacă tot nu selectezi ca om în casă și nu vrei, din motivele care le știi tu, măcar nu-l pune acel deșeu menajer în cel selectiv. Lasă pe acei cetățeni de bună credință și care înțeleg lucrul ăsta să-și facă datoria și preferăm o cantitate mai mică curată, decât munca oamenilor să fie practic redusă la zero. Pentru că toți cei care au colectat selectiv și au pus în containerele respective și au venit 3-4 cetățeni și au aruncat deșeuri menajere, s-a încheiat. Și de aici ai greutatea monitorizării. Că nu poți să stai fiecare pubelă, fiecare om, la fiecare bloc. Bun. Avem multe de discutat în această emisiune. Haideți să discutăm să le spunem oamenilor care sunt regulile. Unii le cunosc, alții nu. Alții au rămas surprinși, vă spun și eu, de ultima campanie de informare a cei fluturași care au fost distribuiți, unde se arăta foarte clar că nu toată hârtia, tot cartonul poate fi depozitat la hârtie carton, că nu tot plasticul poate fi depozitat la plastic, da, și că trebuie îndeplinite anumite condiții pentru ca aceste fracții să fie selectate. Da, trebuie îndeplinite în primul rând prin curățenia lor și prin miros. Deci o contaminare care foarte puțin în lume o cunoaște în zonă sau în județ sau nu știu, este contaminarea prin miros. Este aceeași contaminare. Deci dacă aduci ceva care miroase urât, chiar dacă este folie, dau un exemplu, da? Dar aia dacă e plină de sânge sau plină de reziduri sau plină de orice lucru, când o bagă în mașina aia, va contamina toată mașina. Deci sunt mai multe tipuri de contaminări, iar oamenii trebuie să înțeleagă că este un efort, dar e un efort pentru noi toți care îl facem. Este un proces de lungă durată și trebuie să-l facem cu pași mici, dar sigur. Trebuie să mergem pe o scară cu trepte mici, dar pe care pășim sigur. Pentru că dacă cetățeanul nu va înțelege că totuși un PET trebuie clătit minimal, mai ales dacă este de suc sau de apă, ala de apă sau scurs,
Știți? Dacă astea care nu sunt contaminante sau o cutie de metal de conservă de pește și aduce-o fi dată prin iuretă și clătită. Da, deci să o luăm așa. Se colectează selectiv. O primă categorie. Plastic și metal. Ce se reciclează? Citesc de pe deci plastic, acele materiale. Deci din plastic se reciclează peturile, da, folia, HDPE-ul și PP-ul. Sunt acele ambalaje de la detergenți, cutii, lădițe și toate lucrurile astea. Deci asta e pe zona de deci plastic. Deci peturi, folii, pungi de plastic, flacoane de detergenți, pahare, ghivece, tăvi, ambalaje alimentare, în paranteză cutii, lapte, doze de bere. La pahare, la fel. Deci dacă mergem undeva și am văzut unde sunt pahare pline cu cafea și pline cu alte lucruri, nu se reciclează. Deci paharul de cafea, evident că nu este cu cafea, dar folosit, da? Ăla poate fi aruncat, poate fi reciclat sau nu? Nu, nu. Nu poate fi. Nu. Foarte interesant. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să aruncați deșeurile care sunt curate, da? Deci, deșeurile care sunt curate, pentru că dacă sunt murdare, se contaminează și în mașină și... Deci, nu le pot folosi. Dar, de asemenea, pus iau un carton care a stat într-o curte, și are pe el noroi sau ce mai are el, să-l pună în mașină. Nu există. Deci el când este contaminat, cetățenii trebuie să înțeleagă că depozitarea acestor deșeuri se poate face în casă. Eu personal stau la bloc și le țin în balcon. Bun, dar vă închipuiți că cei care stau la casă le țin în casă? Păi nu, tocmai țin cutiile afară sau unde le țin. E mult mai ușor, asta vă zic, este mult mai ușor să ai, dacă că auzăm pe mulți în teren că spuneau, domne, că le lăsăm aici, că vin câinii și le-a. Nu are câinile ce să ia, dacă există reciclabil curat, dacă există conform, nu are cum să vină câinile să ia reciclabil, că nu mănâncă. Deci înseamnă că în sacea aia erau anumite resturi de mâncare, anumite chestii spălate care prezentau mirosuri. Interesant. Păi și tocmai ați spus cutiile de carton, de exemplu, dacă sunt murdare de pământ, păi sunt puse pe pământ. Unde să le pun oamenii, că nu au pubele? Stați puțin să vă spun un singur lucru. Nu vorbeam de când ei te duci o cutie și o pui pe pământ. Eu am văzut în esență, deci, cartoane care s-a călcat pe ele, s-au băgat în pământ prin presare, după aceea le-a scos și se le dă la reciclabil. Nu! Cutia care a avut omul din casă și o pune, că sunt majoritatea, și o pune plin cu reciclabil acolo, nu are nicio problemă. Nu este, să zic așa, dracul chiar atât de negru încât dacă vezi o bobiță de pământ, să... Nu. Și dacă oamenii lasă... Eu pun aceste întrebări pentru a clarifica, nu pentru a... E foarte bine, pentru că prin asta... Și dacă oamenii lasă, de exemplu, cei de la case lasă cutiile cu carton și alte hârtie și ce se mai adună în gospodărie, le lasă în fața porții și între timp, iată, vine o ploaie. Și le luați sau nu le luați? Absolut că da, fără discuție, pentru că în afară de aceste platforme supraterane care sunt în orașe și municipii, peste tot, în tot județul, există platforme de colectare. Dar acele platforme de colectare sunt deschise și automat și acolo plouă. Deci nu putem să nu luăm. Deci el, chiar dacă este ud, el se usucă. El se duce, se depozitează 7 zile pe stația de sortare, se va usca, dar el când se va usca, va fi conform. Bun, deci peturile respective și dozele de bere, de suc și așa mai departe, ele trebuie înainte de a fi depozitate, trebuie... spălate, clătite? Clătite, scurse, măcar, adică, deci conform stasului, ele trebuie clătite și curățite, punct. Cetățenii trebuie să facă totuși un minim efort de a face câte ceva, de a face plăcere, de a se gândi că în momentul în care fac lucrul ăsta, fac ceva bine pentru ei, pentru ei ca mediu, pentru ei ca bani, pentru copiilor, pentru toată lumea, pentru că dacă nu faci lucrul ăsta să-l conștientizezi tu, atunci nu mai faci corect. Îl faci așa, ăla cu căștele, aruncăm, facem ce drept. Pentru ei ca bani sunt așa, generic, vorbim de cetățeni care plătesc în primul rând taxe și impozite, iar pentru taxe și impozite ar trebui să beneficieze de servicii publice, în primul rând, și sunt cetățeni care, pe lângă taxe și impozite, plătesc și taxa de salubritate. Da. Și acum, iată, sunt invitați să facă eforturi suplimentare
care ține, e adevărat, de civilizație și educație. Și chiar de lege. Și chiar de lege, dar sunt și zone sau țări unde cetățenii sunt răsplătiți pentru, încurajați să facă colectare selectivă. Așa este. Ori aici la Pașcani și cred că în România nu este cazul, n-ar trebui găsite și astfel de mecanisme? Da, cu siguranță ar trebui găsite și probabil s-ar transforma într-o muncă mai ușoară pentru toată lumea și implicit mai corectă. Există, nici am înțeles, o legislație care, știu, în 2022-2023, cetățenii vor putea duce, se vor putea duce la supermarket. Era pe sistemul german în care te duceai, aveai o casă la intrarea la magazin, mergeai cu două navete de sticle, cu peturi, cu doze de Red Bull, îți cana fiecare, te duceai și dădeai voucherul la casa respectivă. Exact. Asta este varianta, vă dați seama, cea mai ușoară. Dar aici, aici se lucrează la nivel de guvern, la nivel de minister, de mediu, la nivel de alte lucruri. Și probabil când vor veni și pașii ăștia, cu siguranță atunci lucrurile vor sta mai bine. Acum, probabil că mai este un aspect, din punctul meu de vedere, asta e părere personală. În momentul în care vrei să ajungi la lucrul ăsta de a duce petul la un magazin, de a duce sticla de bere sau ce alt lucru ai tu care este taxabil și retaxabil, trebuie să avem în vedere că dacă eu iau două doze de cola de la Pașcani sau iau două sticle de bere de la și mă duc până la Constanța, am zis, asta e o părere personală, am posibilitatea acolo să mi le deam. Deci ele trebuie colaborate cu toate fabricile de sticle, modele și alte lucruri. Pentru aici, din punctul meu de vedere, este greutatea de a pune tot sistemul la punct astfel încât să nu fim obligați să mergem pe drum, să aducem sticlele cu noi, să... atunci nu prea rezolvăm. Eu am văzut, de exemplu, că actualul edil al municipiului, într-o intervenție de a domniei sale, a făcut apel la trecut, la memoria colectivă, să ne aducem aminte cum se făcea colectare selectivă înainte. Da, se făcea, dar atenție, oamenii luau sticle, de exemplu, le spălau și le valorificau, dar obțineau în schimb bani. Adică mulți o făceau pentru că era o sursă de... Da, 50 de bani sticla de lapte, sau nu știu. Păi acum nu se întâmplă lucrul ăsta. Acum invitația sună cam așa, faceți colectare selectivă, spălați sticle, depozitați-le, dar nu primiți nimic. Da. Da, asta este diferența. Din păcate, pentru cetățeni, aceste lucruri se vor traduce tot într-un sistem unitar, în care în momentul în care va crește gradul de colectare selectivă, automat va scădea cantitatea de deșeu menajer, automat vor scădea banii pe care plătește municipalitatea, și ei, cum nu au voie să părăsească această bulă a salubrității, se va putea, și există instrument și regulamentul de salubritate, se va putea și mișora și taxa. Bun. Perspectivele despre care vorbim sunt atât de fluide și îndepărtate încât da, așa este. Este foarte greu să convingi cu acest argument. Dar nici nu avem undeva să începem. Știți cum este că momentan asta este soluția, pentru că orice altă cântărire, măsurare la poartă sau ce dă fiecare, ar însemna costuri mai multe. Costurile mai multe se revăd în... Pe factură. Pe factură. Ce anume nu se reciclează, și ne referim aici la fracția de plastic și metal? Ambalajele care nu pot fi curățate. Da. Deci, în primul rând, acest polistiren care ne scoate ochii peste tot. Lumea trebuie să înțeleagă. Chiar și ieri am fost în zona aerodrom, pus la parte, a scos omul cartonul, trebuie să stea băieții, că în mod normal poate să treacă și în ea, că nu-i conform. Dar pentru că încercăm să facem tot, să ne dăm mâinile și să încercăm să facem cât mai mult selectiv, s-au dus jos, s-au scos tot polistirenul din ăla, l-au luat cutia, pus acolo. La luncă, la fel, fotografiat, saci cu polistiren în interior. Asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă și a fost de la început și încă rămâne, dar să știți că așa, per total, s-a mai dus, lumea a mai înțeles. Caserolele, de asemenea, țevile din plastic, lambriurile, carcasele de la electrocasnice, elemente de caroserie auto. Da, asta e elemente de caroserie auto pe care trebuie serviciul auto, din câte știu eu, să aibă contracte separate, absolut cu tot și... Deci mai mult, acele fracții care nu fac parte din gunoiul menajer și le regăsiți, iată, atunci când selectați. Bun, e o discuție separată. Operatorul preia la comandă, da?
și aceste fracții, da? Gunoiul sau ce rezultă în urma lucrărilor de construcții, da? Deci operatorul, prin contractul de delegare, el poate să preia la cerere și contracost din reamenajări exterioare interioare. Adică sunt acele lucruri în care omul își face curat în casă, care nu necesită autorizație de construcții. Deci în momentul respectiv ți-ai făcut curățenie, ai pus 20 de saci sau ce ai tu acolo frumos, ai sunat la firma de salubritate, da? Dacă întărit, s-a dus, l-a luat, ai plătit, e undeva la 2, deci este un preț foarte, din punctul meu de vedere, rezonabil, 29,46 parcă fără TVA tona, deci nu e eu. Și omul ce trebuie să facă? Omul trebuie să sune la primărie sau la operator. La primărie sau la operator? Poate să sune în ambele situații, pentru că primăria este în legătură cu operatorul. Adică... Știți de ce vă întreb? Pentru că până acum câteva zile, primăria și-a asumat responsabilitatea de a prelua aceste deșeuri și pentru a fi depozitate la o groapă, la ieșirea din Pașca. Groapa da. Nu mai poate fi folosită, a fost închisă, prin urmare primăria nu mai poate presta aceste servicii și vă întreb dacă singura variantă în momentul de față a rămas operatorul. Da, era și mai bine și pentru municipalitate, pentru că nu plătește nimic, plătește utilizatorul și s-a închis cercul și nu e nicio problemă, aici e foarte simplu. Deci doar trebuie informat și să știe. De asta zic că e bine să sune la primărie, pentru că cetățeanul nu o să știe ce să facă. El dacă este responsabil și face lucrul ăsta, deja e un pas mare. Acum mai puțin contează că sună la primărie sau la operator. Oricum unul dintre ei îi va direcționa. Da, aveți o legătură cu primăria pentru a colecta aceste date? Eu vă întreb. Date? Aveți? Da. Adică sună cineva la primărie și spune. Da. Am de... aveți așa ceva? Da. Da, este. S-a și, eu știu că s-a și luat, s-a și făcut factură pentru un cetățen care i-a scos, a plătit și s-a depozitat la cel okay. Deci sunați la primărie sau la operator, dacă aveți aceste da. Fracții... Dar reamenajări, deci să vorbim de reamenajări și amenajări din casă. Dați exemplu, ce anume poate fi colectat? Adică, eu știu, schimb fațada la casă, am scos tot praful ăla sau ce mai este băcată de... Și polisterul, nu? Și la fel, tot. Polisterenul, tot ce este. Deci din interior am scos grăisii, am scos ce mai am parchet exact. Și tot din reamenajări din construcții. Celelalte construcții care necesită autorizație, că să închem cu subiectul ăsta, ele trebuie să facă un contract cu un operator autorizat de Agenția de Protecție a Mediului. Deci aici nu mai face parte din cadrul contractului de delegare. Restul trebuie să vină la primărie, obține autorizația, primăria probabil se va ocupa de lucrul ăsta astfel încât să-i dea autorizația după ce se face plata. Și atunci... Deci dacă faci curățenie, schimbi anumite chestii, da. Așa, faianță, cum ați spus, gresie, polisteren și așa mai departe, da? Sună la primărie, la operator, preluați contracost. Fără grijă, este și aici, dar n-are sens, citesc că v-am zis. Bun. Hârtie și carton. Hârtie de scris, iată ce se reciclează. Hârtie de ambalaj, ziare, reviste, documente, plicuri, ambalaje din carton pentru pizza, cofraje de ouă, atenție, trebuie toate să fie curate. Deci, cu alte cuvinte, am avut, iată, o discuție cu cineva de la dumneavoastră, cutiile de pizza murdare, de exemplu, nu pot fi reciclate. La cutiile de pizza, să știți că acum, nu știu cum să vă zic, sunt și acolo anumite aspecte, adică e o pizza, dacă cutia de pizza nu are urme de sosuri, de, eu știu, păi, am acolo, cam nu se poate de fiecare dată, că nu ai... Nu, am văzut, am și verificat, sunt care și-au pizza, ori și-o pună farfurie, ori rămâne doar așa, o mică urmă în spate. Alea nu se pot recicla, dar v-am zis, să nu fie date cu sos, cu, eu știu, rămas carne printre ele și alea nu se mai pot. În cel mai rău caz, se poate folosi partea de deasupra, care siguranța este curată. E tare ciudată abordare. Vă spun de ce, pentru că, uitați-vă, cineva, de exemplu, se uită în cutiile de carton și spune, domnule, sunt murdare. Le pun alături de gunoiul menajer. Vine operatorul sau vine funcționarul da. Care verifică și vede cutii de carton acolo, nu? Știu. Și spune, păi, dar este, iată, contaminat sau nu este selectat. Și încep tot felul de discuții. Da, am înțeles perfect ce spun. Ți-i corect punctul de vedere.
judecând după cum se face și colectarea selectivă, și salubrizoare și șoferul, sau la solicitarea salubrizorilor, dacă au o problemă care nu se pot descurca, ei verifică și lucrurile astea când este la selectiv. Dar ei, în momentul în care ridică acest selectiv, da, poți să anunțe, de exemplu, o mașină de menajer se ridice, sau se poate vorbi cu cetățeanul și de explicat, pentru că asta căutăm. Ieri am stat în luncă și am stat până am prins un om și am explicat să nu mai pună toate deșeurile reciclabile într-o bubelă de asta, să pună într-un sac, pentru că mașina respectivă care merge pe selectiv nu are sistem de descărcare. Om, am înțeles, receptiv, n-am știut, ok. Ei, asta încercăm să facem, nu putem acoperi pe toată lumea. Deci, dacă tot ați spus, nu pot fi împărțite pubele pentru selectiv, pentru că mașinile nu au dispozitive respective, da? Nu ar fi asta problema. Este o mașină care este tip cușcă, pe care o știți, care nu poate ridica, dar nefiind foarte multe, băieți au aruncat, au scurs cu mâna. Dar este important de știut, pentru că să fie date pubele pentru selectiv. Cu siguranță că dacă se va ajunge la un asemenea consens între operator, primărie, noi și toată lumea, se va schimba mașina, nu este o problemă. Am înțeles. Dacă mașinile sunt și vine mașina cu încărcare, nu e problemă de asta. Mașinile astea două care fac selectivul sunt mașini cea cu cușă care ridică pe laterală tomberoane. Și atunci aș vă schimba utilitatea, cea se va duce și va colecta din alte părți și vă schimba puțin programul dacă se va ajunge, dar, ca să termin, nu aș recomanda din punctul meu de vedere o colectare selectivă la pubelă. Din ce mai multe motive. În primul rând, nu știu ce se află de la jumătatea pubelei în jos. Și m-am confruntat cu cazuri la alte OAT-uri care, sau la alți cetățeni care ieri am întâlnit pe aerodrom, cetățean care are pubele cumpărate de el. Da, la cetățeanul foarte civilizat și a pus și sac frumos. Adică depinde de fiecare. Dacă în pubele eu nu știu ce se află în spate, pentru că poți găsești găini moarte, ei ce se întâmplă? Un calcul simplu a spus că o pubelă de selectiv plină ar trebui să aibă undeva cu o pubelă 5-6 kg. Deci asta se verifică cumva la mână, la luarea selectivului. Dar de desubt am găsit frunze, am găsit găini, am găsit tot felul de ciudățenii și gunoi. Și atunci este mai dificil să faci colectare selectivă, pentru că te trezești că după ce ai muncit, mașina se duce în stație, are peste 25% refuz și atunci va fi dată la menajer. Și n-am făcut nimic. Am înțeles. Deci dar este foarte important să puteți vedea, să verificați, da? Se poate vedea foarte ușor și prin poze și se uită, se rupe sacul. Dacă nu suntem foarte siguri de conținut sau ceva, ne se pare că e așa, rupem sacul. Asta este, ne asumăm, rupem sacul, îl punem în altceva sau anunțăm colegul de pe menajer că acolo nu s-a luat, să-l ridice la menajer, că e menajer. Am înțeles. Să știți că ăsta a fost principalul motiv de nemulțumire, și anume că a fost lăsat în stradă gunoi cu sacii rupți, mă refer la selectiv, în zona de case, și colectarea, cum se face săptămânal, iată, a rămas gunoi acolo pentru a fi... Da, în primul rând, da, gunoiul trebuia să fie totuși, nu dau vina pe cetățean, doamne ferește, dar totuși ar trebui retras în curte. Păi despre asta e vorba. Da, ar trebui retras în curte. Bun, oamenii sunt la muncă, văd când ajung acasă, seara, până seara... Da, bun, unde, deci cazurile că se mai rupt, astea sunt doar la limită, vă zic, deci nu este că rup sarce, este doar la o limită în care... Pentru că nu vrem să lăsăm nici material reciclabil, să avem reclamații, și nici nu vrem să încărcăm deșeu menajer în mașină. Bun, răspundeți-mi la această întrebare. Dumneavoastră vă referați la verificarea gunoiului deja selectat pentru reciclare, dar mă refer la gunoiul umed, cel menajer, cel care este ridicat prima dată. Sunt acolo puse, depozitate, iată, cutii de pizza, recipiente de plastic și de metal care nu au fost curățate. Da, aici și în regulamentul de salubritate. Este ok sau nu este ok? Păi vine este funcționarul primăriei sau de la ADI și spune, dole, nu a fost selectat. Dar poate omul vine și spune, dole, cutia e murdară, bidonul ăla nu poate fi spălat.
și așa mai departe. Și le-am pus acolo tocmai pentru că nu pot fi reciclate. Deci, acum nu știu ce cutie nu poate fi. Bun, alea de pizza înlămurită, e ok, așa este, dacă s-a făcut sau s-a dat ca și un carton care e murdar, da, ok. Dar și personalul care ia deșeul, el vede și el că e contaminat și își dă seama că e menajer. Înțelegeți? Credeți? Adică se uită, caută, verifică? Chiar puțin pe ceasul noastră, pe cutii sau pe cele care sunt vizibile și care nu sunt în pubelă, poate să verifice vizual instantaneu. Pe cele ce sunt în pubelă, nu știu ce ar putea fi, din punctul meu de vedere, să nu poată fi spălat. Adică, dacă este o sticlă de ulei de floarea soarelui, e foarte bine pus acolo. Nici când o să stea nimeni să spele două zile sticla de ulei ca să o facă curată. Despre asta vorbeam. Sticle de ulei sau sticle cu substanțe toxice, da? La substanțe toxice, cred că e mai simplu, că după două, trei clătiri, cred că își rezolvă problema. Am zis, la probleme de astea, la uleioase, la asta, nu prea mai e cum să stea cineva să spele sticla respectivă. E dificil din punctul meu de vedere că trebuie să spunem realitatea, că nu o să stai să speli cu... Cutiile în care au fost, a fost var, a fost folosit var, pot fi aruncate sau nu? Cutiile în care a fost folosit var, ajungem exact la aceeași discuție, trebuie curățate. Trebuie curățate. Pentru că, eu vă spun ce se întâmplă, dacă iau o mașină cu presă, da? Ridic în mașină, da, presa aia apasă toată găleata respectivă, îți desprinde varul de pe ea și când ajung la stație, zice că am luat deșeuri din construcție. E, acum vă spun și că la aia de vară, nu trebuie să o faci cum era când era nouă, dar nici să arate, că dacă mare acolo bucata, e o problemă, dar ne ferește. M-am zis, nu sunt chestii chiar așa de stricte. Bun. Tot pe materialul respectiv distribuit. Iată, atenție, plasticul, metalul, hârtia și cartonul se vor colecta din poartă în poartă într-un singur sac. Da. Deci le puteți pune la un loc hârtia, metalul și cartonul. Să dar pe zona de case, da. Nu neapărat fiecare, deși așa ar fi ideal pentru fiecare fracție să fie un sac sau... Se poate face la fel de simplu și colectarea selectivă pe două fracții, iar o să trebuiască o luptă titanică cu cetățenii, pentru că dacă eu colectez în fiecare săptămână deșeul selectiv din poartă în poartă, nu mă încurcă cu nimic ca să vin o dată la două săptămâni să iau plasticul și o dată la două săptămâni cartonul. Absolut deloc nu mă încurcă. Dar ce mă fac din nou cu cei care nu respectă și iar iau de la început și iau... Am înțeles. Sticla, doar ambalajele pot fi reciclate, doar ambalajele curate din sticlă, adică borcanele, sticlele și damigenele. Da. Nu pot fi reciclate, geamurile de sticlă, porțelan, căni, farfurii, termopane, foarte important, lustre, veioze. Bun. De ce nu geamurile de sticlă? Adică ai bucăți de sticlă, s-a spart un geam. De ce să nu-l pun la... Acum, simt un termen tehnic, nu prea știu să vă spun, dar am înțeles că este vorba de o compoziție care, deci aceste sticle ajung într-o topitorie, se fac granule, e anumită consistență, iar geamul nu, din ce am înțeles, v-am zis, nu vreau să intru într-un domeniu care nu-l tehnic, pe care nu știu. Cert este că nu se colectează geamul de sticle, se duce direct la menajer. Deci asta e foarte important pentru că ne confruntăm în continuare cu aceeași problemă și cetățenii ar trebui să înțeleagă că poate să scoată geamul respectiv când scoate și un menajer. Nu trebuie. Iar borcanele, sticlele, cel puțin pentru municipiul Pașcan și suburbii, se depozitează în containere verzi special amenajate. Bun, atenție, sticla se depozitează în containere verzi, cum ați spus dumneavoastră, de la platformele amenajate pe raza localității respective. Bun, cam astea sunt sfaturile primite prin intermediul acelor materiale informative, da, care au fost, da, distribuite. Întrebarea mea este următoarea. Probabil este mai ușor din acest punct de vedere pentru cei care locuiesc în cartierele de blocuri. Dar cum se va rezolva această problemă acolo unde se locuiește la case, în cartierele de case, în suburbii? A fost la un moment dat o intenție realizată într-o oarecare măsură și anume în anumite locuri să fie puse containere pentru colectare selectivă. Am înțeles că ele au fost ridicate, luate, s-a renunțat la această variantă. Din ce motive?
aceste containere de colectare selectivă s-au renunțat la ele pentru că nu-și mai avea utilitatea. Deci, excluzând containerul de sticlă. Deci vorbesc de containerul de plastic și cel de carton, da? Pentru că cel de sticlă în continuare și are utilitatea. Pentru că nu mai este niciun container. Deja ieri, da? Ieri au montat containerele pe zona Găștești. Deci se va amenaja probabil în decursul săptămânii astea viitoare vor fi, cred că vreo 50-60 de puncte de sticlă, de colectare a sticlei. De colectare a sticlei. Da, deci da. Cei care vor avea sticlă, adică borcane, damigene... Da, sticle. Am văzut la porți în navete de-astea, pus sticlele acolo. Păi, pui mașină în căruță, cu ce poți și tu și te duci. Și vor fi containere puse, spuneți dumneavoastră, în cartierele de casă, deja pe Găștești există. Deci doar pentru sticlă. Acum am înțeles că pe Găștești, probabil și în celelalte, având în vedere că erau containere în depozit, de când s-au luat de pe teren, Da. Se vor pune și restul containerilor, doar că vor fi închise pentru a nu fi deversat deșeul menajer în ele. Ce înseamnă restul containerilor? Pentru ce anume? Pentru ce adică pentru hârtie, carton și plastic. Deci în suburbii se va proceda la... Dar deja Gâșteștiul este le are toate containerele astea de selectiv. Deci containerul verde pentru sticlă, spuneți, da? Și celelalte le-au montat la Gâștești, la dispoziția. Ok. Celelalte pe ce culoare? Galben și albastru. Deci containere galbene vor fi puse, spuneți dumneavoastră, pentru? Plastic, metal. Pentru plastic metal, da? Și albastru pentru? Hârtie carton. Interesant. Deci deja a început să fie puse pe Găștești, da? Astăzi nu știu unde am vorbit cu cei de la primărie, de la compartimentul de monitorizare. S-ar putea să fie pe luncă sau nu știu, nu vă pot spune exact, dar am înțeles continuă aceste lucruri. Pentru că este foarte important, cel puțin din punctul meu de vedere, montarea containerelor de sticlă. Cetățeanul nu are cum unde să-și depoziteze sticla. De la poartă nu-i o ia, selectiv nu-i o ia pentru că e selectiv, dar în altfel, și atunci trebuie infrastructura asta pe zona de suburbii, că pe oraș este. În special containere pentru sticlă. Da, containere pentru sticlă probabil s-ar putea să fie ceva mai multe, tocmai în ideea că cetățeanul nu-i se ridică sticla de la poartă. Păi de ce nu se ridică odată cu cel... De ce? Nu se ridică sticla pentru că... Deci mai trebuie încă o mașină. Asta iar ducem în continuare, ducem la costuri. Deci până acum nu exista o variantă pentru a fi luată sticla, nu? Ba da, varianta așa a fost luată sticla, era pe aceste containere, dar au fost retrase pentru că se întâmplă din poartă în poartă și acum revine înapoi la poziția inițială. Bun, deci și această soluție, metodă, va fi extinsă în toate suburbiile, spuneți, da? Da. Câte containere vor fi puse? Eu am înțeles că de sticlă o să fie vreo 40-60, restul care sunt amplasate înapoi, de cele de carton, de aia nu pot să vă zic, dar asta o să fie mai multe, tocmai în ideea că nu este o altă soluție. Iar cetățeanul să nu facă multe drumuri sau distanță mare pentru a colecta. Am înțeles. Spuneți-mi, se va renunța sau se va păstra și colectarea din poartă în poartă? Da, se va păstra și colectarea din poartă în poartă. Acele containere care vor fi de selectiv vor fi închise, tocmai pentru a nu permite punerea de deșeu menajer. Prefer să-l țin acolo, că de ce să-l țin în depozit? Îl țin acolo și care vine să pună corect și frumos, o să se adune acolo. Că nu trebuie să-l ridic zilnic. Oricum mașina trece acolo săptămânal. Se uită. Băi, este? Nu este. Trece mai departe. Am înțeles. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri.
Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. New Art a devenit Aroma Ristorante Epizzeria. Acum găsiți la noi bucate alese, gătite de bucătari premiați cu specific italian și românesc. Servim pește și fructe de mare, pizza, paste, aperitive, ciorbe, salate și desert, precum și meniul de bar-cafe. Ingredientele sunt fine, atent selectate, furnizate de producători recunoscuți pentru standardele de calitate. Vă puteți relaxa într-un decor care preia elemente din arhitectura mediteraneană, conceput pentru cei care doresc să se bucure de ceva bun sau de o simplă cafea. Se fac și livrări la domiciliu sau evenimente private. Aroma Ristorante Epizzeria, în zona centrală a municipiului Pașcani, vis-a-vis de oficiul poștal Deal. Relații la telefon 0729 422 499. S-a deschis o nouă stație ITP în municipiul Pașcani. Ando Service Center oferă servicii de calitate pentru autoturisme și camioane. În noul sediu găsiți aparatură de ultimă generație, dar și personal calificat cu multă experiență. În aceeași locație este un centru de verificări tahograf, limitatoare de viteză și un servis pentru reparații complexe și diagnoză pentru camioane și remorci. Încercați cu încredere serviciile oferite de noua stație ITP Ando Service Center. Sediul se află pe strada Gării numărul 50 Pașcani, înainte de bariera spre Suburbia Lunca pe partea dreaptă. Programul este de luni până vineri, între orele 8-18, iar sâmbăta până la ora 12. Relații la numărul de telefon 0726-291-557. Bun, am revenit în studio. După o scurtă pauză de publicitate, invitatul meu de astăzi, domnul Iacob Lucian de la ADCH, specialist tehnic. Mă bucur că am posibilitatea să discut cu domnia sa, tocmai pentru a afla răspunsuri pentru dumneavoastră. Sunt multe întrebări, multe chestiuni care sunt lăsate așa, fără a fi explicate și sper eu că această discuție să clarifice. Bun, haideți să continuăm această discuție. Deci, se înțeleg că administrația locală pune containere pentru selectiv în suburbii și asta este foarte bine, în special pentru sticlă, da? Containerul verde pentru sticlă, da, containerul galben pentru petrol, da? Da, da. Pet și metal. Așa, și cel albastru pentru hârtie carton. Și în același timp se va face colectare din poartă în poartă, săptămânal. Va rămâne programul, practic. Conform programului respectiv. Bun. S-a revenit, înțeleg, asupra hotărârii, deciziei de a nu fi ridicat gunoiul acolo unde nu este selectat. Da. Deci s-a revenit, da? Da, s-a revenit, clar. Nu, dar cum s-a ajuns la această metodă? S-a încercat o conștientizare mai drastică, să spun, sau nu știu cum, a cetățeanului. Poate. Totuși, nu este chiar o metodă ortodoxă, dar mi s-a părut că poate ajuta UAT-ul și cetățeanul în principiu acest lucru. Dacă mai ales UAT-ul. Da, pentru că vă dați seama, plățile erau destul de mari și sunt destul de mari și către asta se tinde, pentru că toate lucrurile astea, deșeurile, cum a zis dumneavoastră, din construcții și din toate lucrurile astea, dacă nu ajung în mașina Gereximului, atunci nu pleacă banul din primărie. Iar banii din primărie pe salubritate nu pot să plece în altă parte. Ei sunt acolo doar pentru asta. Am înțeles. Bun. Cum faceți în alte localități? Aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă aveți exemple mai bune sau situația este mai
slabă în alte localități decât în Pașcan. Știu că este de interes maxim municipiul Pașcan, este a doua aglomerație urbană, al doilea municipiu din oraș, dar poate alte administrații au găsit alte soluții mai bune sau care e situația în județ? Da, am... Nu pot să compar, exact cum a zis dumneavoastră, Pașcaniu, să compar cu anumite comune sau anumite OAT-uri în care, printr-o mobilizare rapidă, și s-au putut face lucruri mai ușor, pentru că volumul de muncă este mult mai mic, informarea este mai puțină și se pot face lucrurile să meargă mai bine. Din punctul meu de vedere, cei care au reușit să facă mai mult au fost prin informarea cetățenilor în continuare. Noi asta recomandăm în continuare pentru că mi se pare că este punctul de plecare. Eu, de principiu, dacă, matematic vorbind, dacă plec, dau o premiză proastă, ajung la un rezultat greșit. Dacă plec dintr-un punct bun și plec dintr-un punct ok, și aceasta este informarea, sigur pașii vor fi în direcția bună și se va mișca. Puteți să-mi dați exemple de bune practici? Da, care au făcut mai mult sau au rezultate de la bine. De la implementarea din programul din tot așa din parte în parte din Târgu Frumos s-au obținut rezultate de la 3-4% s-au dus la 11%, 12%. Cam așa stau în momentul de față. Dar da, v-am zis, acolo impresia că și numărul de populație este mai mic și blocurile mai puține și zona de casă este mai întinsă. Mai mare. Și atunci revenim la ce vorbeam în anterior când pe zona de casă procentul se ridică. Dar asta este foarte frumos din partea lor, au reușit să facă ceva și se implică în continuare, că am avut discuții cu ei, se implică în continuare încercând să găsească metode de a... Cât este gradul de colectare la nivelul județului? Gradul de colectare la... Selectiv. De selectiv. Hai să vă spun, nu știu, eram anul trecut 7, 6, 5, 7. Și Pașcaniu? Anul trecut, nu știu, 2, 7, 8, 3. Între 2 și 3, da? 2 și 3, da, nu ne țin de cifre. Și în momentul de față, acest grad de colectare la Pașcani a scăzut? A crescut puțin de la implementarea programului din poartă în poartă. A crescut puțin, dar nu este o creștere mică. Nu. Am înțeles. Și după estimările dumneavoastră, unde ar fi? Peste 3 sau unde ar fi? Da, cred că pe acolo. Nu pot să vă zic exact, dar nu, regiunea a crescut foarte mult, dar... Nu. Dar la nivel național sunt localități, județe care stau mai bine? Adică este undeva un grad de colectare de 20, 30, 50%, așa cum nu cred că există, nu știu să vă zic, dar nu cred că există undeva la nivel de județ un grad de colectare de genul ăsta. Probabil și la noi avem, dacă spun și comuna Butea, poate are 20%. Știți, adică dar cumulat să te duci într-un județ la 20%, nu cred. Știu că aveți niște obiective de atins asumate la nivel european, odată cu acest mare proiect pe care îl implementați. Care sunt obiectivele pe termen lung? Până unde vreți să ajungeți procentual cu această colectare selectivă? Deci vă dați seama că vreți să ajungem cât mai mult. Acum, țintele respective... Bun, dar pe hârtie aveți niște ținte care trebuie să... 50%, da, dar... Aveți un 50%? Da. Și când trebuie să-l atingeți? Începând de anul ăsta, cred că. Dar acum, v-am zis, s-au schimbat foarte multe cu contextul ăsta pandemic și e mai dificil să trec peste multe lucruri. Anul ăsta sau anul viitor, atât da, aveți colectare să ne noi o să mai avem un avantaj. În curând, la intrarea în funcțiune a stației de la Tuțora, va intra în funcțiune tratarea mecanobiologică, unde putem, din deșeurile menajere, să mai colectăm undeva la 2-3% din... Dar sunt țări în Uniunea Europeană care au atins 50%? Da. Nu știu. Acum, adică aș vrea să știu dacă e o țintă realistă, totuși, pentru România, mai ales da, pe termen scurt. Știți cum acum, nu știu ce sisteme au multe dintre ele. Eu am fost în Croația și am văzut că au sistemul exact ca la noi. Dacă m-aș uita la Croația și aș vedea ce procentaj are, m-aș putea spune că într-un același sistem de management integrat să ne putem compara cu aceiași... Și ei pe unde sunt? Pe asta zic, că nu știu. Da, uite, chiar nu se mă interesez, pentru că am fost acolo și am văzut că au același sistem de colectare, cu platforme lansate, în oraș, totul. Și unde sunt, nu știu, dar să știți că din pozele, din ce am văzut eu, arătau și mai rău ca la noi.
Da, este important de știut, cred că dincolo de campania de informare, care este extrem de importantă și pe toate canalele, și în școli, și în unități de administrative ar trebui făcut, și la nivelul copiilor, dar și la nivelul adulților, pe canale media și așa mai departe, pe rețele de socializare. Dar, dincolo de această campanie de informare, cred că și modul de comunicare ar trebui să fie sincer, adică să le fie spus cetățenilor ce anume trebuie făcut într-un registru cât mai sincer. Pentru că dacă vii și spui, doamne, noi suntem la 1%, 2%, cum spunea edilul, și vrem să ajungem la 50%, chiar nu este credibil. Adică chiar nu este credibil. Da, acum e bine să ne punem ținte mari, vedem în cât timp, dar ideea este că, apropo de informarea cetățeanului, mi-a arătat unui cetățean ieri, care a venit el tiptil prin spatele mașinii și a pus o mască de gură în deșeurile menajere, în deșeurile selective. Și zic, ce ați făcut? Zic, păi ai o mască acolo, păi și faceți toată munca, ați duce, luați înapoi. Și mai am stat cu el de vorbă, n-a știut, că nu zicea că nu-i informat. Și chiar i-am arătat cum arată pozele dintr-o stație și cam ce se colectează, ce trebuie să facă. Hai, vă dați seama, pentru un municipiu ca Pașcan, această informare din gură în gură, din parte în parte, este dificilă. Dar este cea mai eficientă metodă care poți conștientiza. Și necesară. Deci măștile, cu alte cuvinte, măștile de protecție care le folosim. Ele trebuie puse separat în mod normal, pentru a nu contamina în jur și pe aceea puse în deșeurile menajere. În deșeurile menajere, da. E bine de știut. Da, dar au fost probleme în care au pus seringi și catetele de asta sau ce aveau, îmi scapă cuvântul. Folosite în gospodării pentru... Folosite probabil de persoane asistente sau ceva în mod neautorizat, pus cu gonul selectiv și ajunse pe stație și refuzat toată stația pentru că a fost refuzată o mașină. Interesant. Pentru... Și ce ar trebui să facă cetățeanul dacă are, iată, deșeuri selective folosite? Sunt deșeuri periculoase alea. Deci vă dați seama, dacă eu pun o seringă, un lucru, un ac sau ceva și ajunge pe o bandă de sortare unde lucrează oameni. Ce ar trebui să facă cetățeanul? Cetățeanul ar trebui să le predea unui operator autorizat de deșeuri periculoase. Dacă are o seringă și două furtunașe folosite acolo? Nu știu, dar ce l-a folosit el? Păi... Sau te duci măcar la un cabinet dentar, medic de familie sau ceva care are contract, dar măcar te duci și le pui pe fluxul corect. Sunt oameni care fac tratamente acasă, diabetici și așa mai departe și folosesc... Dar le pune selectiv ca să fim, că suntem menageri, nu ne vede nici naiba. Aici e problema. Dacă le pune la menageri, e ok? Nu e ok să le pună, pentru că v-am zis, nu e ok să le pună la menager, dar... Să nu le punem selectiv, pentru că nu există, nu ia nimeni seringa aia. Am înțeles. Bun, vorbim, pentru că ați adus în discuție de deșeuri periculoase. Iată, sunt baterii. Toată lumea folosește baterii. După ce sunt descărcate, ele sunt aruncate, da? Sau fracții din tot felul de dispozitive electronice care s-au stricat și le aruncăm, nu le mai folosim. Pot fi aruncate la menajer? Nu. Și ce anume să facă oamenii? Păi sunt, nu știu, aici, că nu m-am interesat. De exemplu, s-au început campanii de către firme autorizate de la a merge cu goarna prin sate și a anunța că pe data de 25 până pe 27 scoateți tot ce înseamnă paragaze, baterii, becuri, neuroane, tot absolut tot ce este de deșeu electric și electronic la poartă. Te duci, te întorci peste două săptămâni ca lumea să aibă timp să gândească ce informare. Cât de des sunt astfel de campanii de colectare? Nu știu, ele sunt, să știți că ele, v-am zis, le fac firme autorizate, dar le pot face și în funcție de cantitățile pe care le găsesc și de comunitate. Adică dacă n-ar trebui în cartiere de blocuri să fie containere specializate? Adică chiar credeți că omul stă în casă cu bateriile puse un an de zile până când va fi o campanie? Eu cred că fiecare om, în mare parte, o să zic, lucrează și poate la un birou, la o instituție. E foarte simplu depus un
cufăr de ăsta, cum se zic, de plastic, cu etichete, deșeuri electrice și electronice. Noi aveam așa ceva lângă birou și când eu vin de acasă, le iau de acolo, le pun în buzunar sau așa și le dau drumul acolo. Și să le ierși, să le ducă la serviciu și să le arunce? Da, să ce? Da, da, eu așa fac. Dar operatorul sau asociația sau administrația locală n-ar putea să aibă astfel de containere în locuri? Asociația nu are în reglementare, colectare sau alte de deșeuri electrice. Noi lucrăm în parteneriat. Adică ce înseamnă că lucrăm în parteneriat? Înseamnă că vorbim cu, fiind din interfața OAT-ului, vorbim cu un domn primar, cu un domn viceprimar. Domn primar, vreți să faceți o campanie și cu astea? Pentru că eu, de exemplu, am fost la Cristești și am văzut acolo un aragaz scos. Bun, dumneavoastră vorbiți de chestiile mari, am înțeles, dar eu vorbesc de chestiunile mici. A, dumneavoastră asta mă interesează aici? Sunt baterii, spuneți că nu le pot arunca în gunoiul menajer. Păi și să le țin în casă până când va fi o campanie sau ce să fac? Nu, ar trebui, nu, da, am înțeles acum, ar trebui în școli, în, de exemplu, sunt în supermarketuri chestii de astea. Cred că în Lidl am văzut unde s-a. La un moment dat am văzut o reclamă la Lidl la 7 baterii uzate, să dea una nouă. Sunt totuși amplasate acum, nu știu pe fiecare localitate și în ce zonă, dar eu când am fost în locație, eu am văzut lucrurile astea amplasate. Deci se poate, la inițiativa unui patron, șef de birou, în funcție de situație, poți să pui, să chemi pe cineva, îți pune modela, când îl umple, l-ai sunat, a venit să l-a luat. Deci în niciun caz să nu fie la... Nu, nu, pentru că deci ala e bombă pentru mediu, să descompună alea. Oricum, nu văd de ce le arunca așa, pentru că sunt sigur că există un anumit supermarket. Pentru că omul este învățat tot ceea ce nu folosește, știu. Să fie aruncat. Am o punctă de aia mică de jumătate de kilogram și acolo le pun și... Bun, cred că o mare problemă de această dată în zona casei este gunoiul vegetal, da? Cine îl colectează? Cum anume va fi gestionat? Pentru că ați găsit și sunt convins că veți găsi de acum încolo, vine primăvara, curățenia de l-am primăvară. Și el, da. Da? Și veți găsi în containere și fracții vegetale. Aici este o discuție puțin mai delicată, pentru că tot pe același sistem de a reduce factura primăriei, s-a încercat colectarea deșeurilor verzi de către primărie și duce la lor, am înțeles că este o platformă undeva mai de mult. Ea a fost închisă, da. Asta este motivul pentru care subliniez că primăria nu mai colectează. Am întrebat ieri, am și făcut o știre în sensul ăsta, primăria nu mai colectează gunoiul vegetal și cel rezultat în urma construcțiilor. Prin urmare, ar trebui să fie preluat de operator, înțeleg, da? Da, singurul care poate face lucrul ăsta. Primăria ce mai ar putea face să găsească poate un furnizor care are nevoie de asta, de material, de materie primă până la construirea unei stații de compost, care cred că ar fi rezolvă problema, este necesară, da. Și nu numai asta, pentru că se poate face și bani, adică poate deveni chiar o sursă de bani în viitor, pentru că poți aduci din jur, adică și de la alte sate care n-au platforme sau ceva, aduci tot materialul, îl aduci aici, poți să faci ceva. Am înțeles. Deci, nu mai durează aia, asta e problema. Ok, și până atunci, cu aceste fracții vegetale, ce anume să facă oamenii cu ele? Le pot pune în gunoiul menajer? Mi-a spus exact întrebarea care voiam, dar n-am vorbit înainte. Oamenii, cred că ar trebui să aibă aceeași tip de conștientizare ca selectiv. Când te duci într-o casă și vezi că, da, bun, omul acolo are iarbă, are crengi, are copaci și n-are unde să pună, mai zici ce mai zici. Dar când te duci undeva la curte, unde are gunoi, are animale, eu cred că nu este așa de greu pentru ei, pentru unii dintre ei, doar așa de dragul de a da gunoi și a-l scoate la poartă, să îl prindă, să-l folosească, să facă un grătar cu el. Deci nu trebuie să-l ardă în foc deschis. Dar poate să-l pună într-o sobă, poate să facă un grătar cu el, să facă un ceaun, să-l pună acolo la uscat sau să facă ceva să poată fi refolosit. Și aici, cu cât cetățenii, pentru că tot către ei se va duce, dacă se ajunge să se mărească taxa, poate fi și din cauza vegetală, pentru că preponderență de 15-20%,
o să fie în factură. Deci poate fi depozitată la gunoi menajer sau trebuie găsită o variantă de depozitare separată și dacă nu are unde să-l țină, sunt, de exemplu, cartierele de case din oraș care n-au gospodării în spate. Asta am de și eu, da, mai așa, și atunci oamenii trebuie să-l dea, să facă ceva cu el. Până și ei, acum depinde cât de comos sau cât vor, sunt sigur ca un grătar. Acum depinde și de mărimea creierilor și asta. Eu cred că e o plăcere să stai la un grătar, să mai pui un lemn pe foc după ce s-a uscat, mai pui un ceon. E numai din prisma asta s-ar putea mobiliza ei ca cetățeni, zic, bă, lasă-l aici sau, nu știu, să se ducă, poate găsește cineva să facă o faptă bună, să ia un amărât care, nu știu, unde se vine, să-i ducă 7 căruțe de lemne, că n-are cu ce încălzi. Deci ideea este să nu se scoată, să nu-l scoată, deci să nu înțeleagă cetățenii greșit că nu trebuie să-l scoată. Ei, e dreptul lor, dar se duce tot în bani, în costuri. Dacă pot să facă ceva, i-aș ruga să-l țină cât și cât mai mult și să-l refolosească în alte scopuri. Vedeți dumneavoastră, gestionarea gunoiului devine un fel de povară pentru contribuabili. Adică ar trebui să aibă grijă, atenție, să găsească soluții la tot felul de probleme care apar, fie cu bateriile, fie cu vegetalul și așa mai departe. Asta în contextul în care administrația, repet, încasează o taxă de salubritate și se înțelege că preia sarcina și că și în contextul în care există o asociație județeană care a desemnat un operator care să presteze astfel de servicii. Nu, deci este perfect adevărat ce ziceți. Eu nu apelam decât la bună credință a cetățeanului. În schimb, ei cu deșeurile verzi, soluția este o soluție temporară, ceea ce am spus eu, pentru că într-un final se va da drumul la stația de compost de la Țuțora și se vor rezolva lucrurile. Noi v-am vorbit ce am vorbit, acum nu mai zic când, dar se apropie. Și atunci când anul ăsta? Da. Și atunci operatorul va prelua și vegetalul? Va prelua și vegetalul, probabil, va duce stația de compost. Vom vedea, deocamdată nu am avut flux de deșeuri verzi, pentru că nu am avut unde să le ducem. Am înțeles. Și va fi același preț ca și pentru menajer sau va fi altul? Da, nu știu, să vă spun acum, dar eu abia aștept să se întâmple ca să pot să spunem, să-i debarasăm, cum a zis dumneavoastră, pe cetățeni de tot și trebuie și speri, mai pune și aia, eu am înțeles lucrul ăsta. Dar apelând acum într-o perioadă în care chiar nu sunt soluții, se încearcă, nu sunt soluții momentane. Dar ele vor fi, pentru că probabil se vor face stația de compostare, se va deschide la Țuțora. Nu știm încă termene clare, dar sunt în derulare. Domnule inginer, mai am câteva întrebări. Se tot face apel la înțelegerea populației, la educația populației. Da. Este de înțeles că lucrurile trebuie rezolvate și cu participarea cetățenilor. Însă, cea mai mare problemă este lipsa infrastructurii, tocmai vă spuneam, și se pare că este în curs de rezolvare, cum ați spus, să fie puse în suburbii aceste pubele. Dar s-a renunțat, din punctul meu de vedere, foarte ușor la soluția care a fost implementată anul trecut și anume să fie distribuit saci. Și dumneavoastră spuneați că sacii pentru colectare selectivă ar fi folositori, nu? Pentru că sunt semi-transparenți, vezi ce este în el, îți dai seama dacă este și alt deșeu sau gunoi pus în sacul respectiv. De ce nu sunt distribuiți saci cetățenilor care locuiesc la casă? Da, asta chiar la întrebarea asta chiar nu pot să vă răspund exact. Mi se părea o idee bună. Acum, probabil că se încearcă alte soluții sau nu, sau poate sunt în derulare lucrurile astea. Aș merge pe împărțirea de saci și chiar aș merge pe amendarea celor care, după cum îi văd zilnic aproape, au câte 2-3 pungi în saci galben de frunză. Ce cum i-aș vrea la, mă duc acolo frumos, eu ți-am dat sac, astea-s frunzele, poză, te-am amendat. Și atunci, asta e soluția. Deci ar trebui distribuit saci, da? Este părerea mea, eu acum nu pot să știu, din punctul meu de vedere, cea mai ușoară colectare se face cu sacuri. După azi de zi, nu am multe motive că se vede. În alte localități, această metodă este aplicată? Da. Păi în toate localitățile este cu saci.
Dați de către cine? Asociația? De către primărie. De către primărie. Da, nu a fost niciodată, având în vedere că este un program pilot, nu m-am avut bazat pe contract să facă lucrul ăsta nimeni. Deci doar cu saci. Am înțeles. Dar să știți că nu toate primăriile au dat saci, vă poate număra vreo două. Unele primării au zis scoateți în ce aveți, punct. Și lumea chiar scoate. Dar Târgu Frumos, care Târgu Frumos dau saci galben. Dau saci. Da. Poate asta și explică gradul mare de colectare. Da, da. Eu încep, dau saci galben, da, peste tot, dar tot să știți că sunt saci galben. Aici este și o chestie care ar putea fi frumoasă, cel puțin în perioada contractuală, în care să fim așa un oraș galben ca să devenim verde după aia. Interesant. Bun, la nivelul administrației din Pașcan s-a discutat despre saci cu acele coduri de bare, adică saci care să fie identificați ușor, dar care ei să fie cumpărați, să fie obținuți de la primărie contra cost. Deci, cu alte cuvinte, o plată înainte da. Pentru acest serviciu, care să înlocuiască sistemul actual de plată, și anume taxa de salubritate. Știu că la nivelul asociației, împreună cu reprezentanții primăriei, s-a discutat această variantă. Unde a rămas? A rămas într-o prezentare a unui draft de evoluția prezentării acestei idei. Adică, în momentul respectiv s-a început cu o idee. Ideea, la prima vedere, nu pare rea. Nu pare rea pentru că acești saci cu chip, dacă ar fi, pot să mă duc în zona de blocuri, iau un sac, da? L-am desfăcut, o comisie cu tot, l-am fotografiat, am văzut acolo, m-am uitat pe chip, am văzut acolo este sacul, făcut procesul verbal și am dat amendă. Printre puținele chestii pe care poți să le faci de amendă la blocuri, în afară să stai să pândești. Varianta cu acele camere, cu acele camere închise și pe bază de cartelă? Deci da, acele camere nu pot vedea de la distanță ce se află în sac odată, doar te poți duce tu după aia sau imediat, instantaneu, că după aia se umple. Și să verifici, da. Dar la fel, cu cartela, tot așa, cu cumpărarea de saci, ar mai fi problema că pot intra, de asta zic că trebuie studiată, nu problema, pot intra cu un sac cipuit și cu un sac, și nu vreau să le dau idei, dar asta e situația. Nu, adică să cumperi un sac sau doi și să depozitezi mai mult. Da, poate să facă și lucrul ăsta, vă dați seama că la român este inventiv și cum salubritatea a fost ultimul serviciu de utilitate publică care a fost băgat în seamă și care nu poate fi tăiat. Hai să mai explică, da, într-un fel, și greutatea avansării în pașii ăștia, da. Bun, deci poate cumite această soluție în studiu, pentru a îmbrăca o formă legală? Da, sau? Deci, da, este în studiu, din câte știu, din primărie se studiază lucrul ăsta. Noi am discutat în principiu și v-am zis că în principiu sunt baze în care s-ar putea să facă un lucru ok. Dar trebuie studiate toate lucrurile până la capăt, inclusiv bazele legale, inclusiv cu bani, sunt mai multe lucruri discutate. Deci trebuie prezentată o formă, un draft, după care în schimb de hârtii între noi și primărie și poate și operator, că poate să aibă și lui idei și dumneavoastră, oricine, nu e problemă de asta, să putem să ajungem la o variantă formă care trebuie adoptată și de asociație, probabil la nivelul întregii asociații. Păi de asta zic, acolo probabil sunt niște chestii juridice pe care eu nu le stăpânim. Vreau să locuiți în Iași. În Iași cum stau lucrurile? Iași stau lucrurile la fel ca... Aveți operator local, nu? Da, Iași este operator local. Dar pentru puțin timp. Când urmează să... Din câte știu eu, ar trebui până pe 4 decembrie 2022. După care am înțeles că sunt niște directive de la Uniunea Europeană, trebuie să schimbe operatorul, să facă licitație, ceva de genul. Nu știu multe detalii de genul ăsta, știu doar data și... Am priceput. Și care sunt perspectivele în Iași? Cum este rezolvată această problemă a colectării selective și a colectării în general? Colectării selective în Iași, păi nu prea... Cât este în Iași gradul de colectare? Nu pot să vă spun exact, dar... Până în 10%? Că... Da, cred că da. Până în 10%? Acum, nu știu, raportările, nu știu dacă sunt pe anul trecut, dacă au venit sau nu exact. Da, până în dar și acolo se desfășoară destul de greu, la fel, eu acolo chiar pot să vorbesc unde îmi las eu deșeurile selectate. Se vede ce e în ele, lumea pune tot la fel, coboară de mașină, aruncă de pe geam, unde apucă. Nu, zonele aglomerate, de aglomerație urbană sunt dificile. Și nu se face informare? Se face informare, dar este nevoie de timp. Acum fac și eu, știi, fac și o cală, adică se face informare, de unde am auzit. Se face informare. Am văzut niște bannere. Noi aici, în Pașcani, operatorul, că asta voiam să spun, am uitat,
Am luat vreo 3-4 goarne, le punem pe mașină și mergem ca și ăștia cu pui, ca să înțeleagă lumea. Cu mesaj, colectare selectivă, o să fie montate, o să le vedeți, o să le auziți, și o să fie montate și o să se meargă în continuu pe mesaj continuu. Deci veți avea deci o asemenea goarnele campanie? Sunt, goarnele sunt în... Și vor fi montate pe? Pe mașinile de gunoi. Ah, am înțeles. Și atunci când se face colectarea, va fi și mesajul continuu pe durata colectării. Interesant. Da, și goarnele sunt aici, urmează să fie montate de operator pe mașini, pe mașinile de selectiv în principiu. Așa. Interesant. Încercăm să vedem ce este. Deja în Iași s-a făcut lucrul ăsta. Și au început, fost rezultate? Nu pot să apară așa repede rezultatele, dar e așa o... Dar reclamația ți-a luat? Nu. Pe la state pe acolo iese lumea, știți cum e cu goarna, iese lumea, se mai uită, aude, vede, la trecând, la trecând, din copii, se uită, cine strigă. Da. Interesant. Bun, trebuie spus că TV Bitu, dar și cealaltă televiziune facem împreună eforturi pentru a informa opinia publică privitor la colectarea selectivă. Sunt campanii, iată, ale operatorului județean, informații de la primărie, a mai ieșit edilul cu un mesaj zilele trecute, l-am difuzat. Deci, tot ceea ce înseamnă informație pentru a putea ajuta, a putea informa cetățenii privind colectarea selectivă, punem și noi umărul, participăm pentru a rezolva această chestie. Da. A fost foarte bine că am reușit să transmit niște lucruri pe calea asta, pentru că este foarte greu de transmis lucrurile cetățenilor, v-am zis, îi prins pe 2, pe 3, pe 10, cred că într-o zi am reușit să vorbesc cu 15 oameni. Dacă m-aș duce efectiv să fac numai lucrul ăsta, poate aș bate mai mult. Dar mai sunt și alte lucruri de făcut pe terenul ăsta. Dacă nu îi prins, puteți să le vorbești, puteți să le spui. O parte te ascultă cu atenție, o parte îți dai seama că nu înțeleg nimic. Pentru că nu înțeleg. Bun. Păi cum să înțeleagă dacă o viață întreagă au făcut diferit? Și da, este foarte greu să înțeleagă mai ales motivația. Adică de ce ar face lucrul ăsta? Da. Bun, pe finalul emisiunii se tot discută despre majorarea taxei de salubritate. Asta din cauza costurilor și din cauza, înțeleg, a solicitării operatorului de a fi majorate aceste costuri. A fost o majorare anul trecut? Dar nu am auzit operatorul să ceară majorare. Deci operatorul ar putea cere majorare de tarif. De tarif, da. Dar nu există așa ceva. Anul trecut a fost o astfel de majorare. Dar cu efecte, iată, anul trecut simțite parțial, dar anul ăsta în plin, va fi un an plin privitor la factură și costuri. Au fost niște fișe de mult fundamentări făcute, realitatea de pe teren a spus altceva, de asta au fost făcute. Și s-au trimis pentru fiecare UAT. Dar fiecare solicitare, fiecare pretenție în parte de a mai face un serviciu, de a mai adăuga ceva, înseamnă un cost, da, nu? Da, asta. Și asta ne ferim. Asta ne ferim, pentru că deja situația este sensibilă, înțelegeți? Și nu ne mai permitem niciun fel de ridicare de tarif și nu cred că o să mai fie. În punctul meu de vedere, cel puțin operabil, dacă se mai întâmplă ceva. Pentru că nu... Adică, când spun că nu se întâmplă ceva, sunt chestiile alea de domeniu extraordinare, știu. Nu e treaba dumneavoastră să cuantificați treburile administrației locale, dar la Pașcan se discută deja că dacă nu se face colectare selectivă, trebuie majorată taxa de salubritate. Da, s-au mai făcut lucrurile astea, s-au mai ridicat, nu fac față probabil la cantitate mare. Știu, debitare, sunt multe aspecte care sunt luate în calcul și probabil da, pentru că dacă stăm bine și ne gândim, dacă nu reușim să colectăm selectiv mult, o să avem și amenzi la Uniunea Europeană în curând. Și cine le plătește? Tot noi împărțite. Sunteți pentru a fi acordate amenzi, a fi date amenzi de acolo unde nu sunt respectate regulile? Eu am fost totdeauna pe prevenție prima dată. Deci am fost pe prevenție și totdeauna am încercat să fac lucrurile ca omul să înțeleagă. Nu sunt adeptul amenzilor, dar vă spun sincer că nici cei din Germania, nici cei din Italia, Anglia sau în alte parte, nu sunt mai deștepți și mai frumoși ca noi. Așa au înțeles. Și dacă nu facem lucrul ăsta, probabil că dacă o să fie aplicat... În Germania ești iertat dacă încalci astfel de reguli? Nu.
Păi aici e problema, păi nu, pe el au încălcat și ei, dar până el a venit acasă, pentru că și legislativul e altfel. E, dacă nu ai plătit amenda, te duci la muncă zilnică, te duci acolo, nu te joci. Un întreg mecanism care obligă, da? Obligă. Dar noi e mai dificil pe mecanismul ăsta, știți foarte bine, pentru că te duci la amenda, caută-l și el de unde nu îți iei banii. Am spus-o, mi se pare mai corect să fie aplicate amenzi acolo unde nu sunt respectate regulile, decât să nu fie ridicat gunoiul. Corect, sunt de acord. Deci sunt de acord și eu cu lucrul ăsta și probabil așa se va întâmpla. Pentru că aplicarea de amenzi, nu să se aplice niciodată o amendă exact ca la poliție, decât depinde cu 60-70 la oră. O să se vorbească întâi cu omul, o să se explice, o să se țină cont de lucrul ăsta. Oamenii în teren, cei care vor da amenzi primăriei, știu, cunosc unde au fost și unde n-a fost conform. Te duci a doua oară. Aici eu se decide. Mă duc și a doua oară cu avertisment. Așa, dacă vezi că este rea credință. Dacă e a doua oară, dacă mă duc și vorbesc cu tine și îți spun și tu a doua oară faci așa mai din o dată și îți spun și hai că nici data asta, pe după aia. Și atunci poți să-ți faci o listă la domnul Popescu de pe strada Exulescu. Deja de două ori am fost și a dat avertisment. Pac! Următoarea amendă. Păi, nu. Păi, în felul ăsta se face mai întâi prevenire și după care... S-a făcut prevenire, s-a făcut informare și de către noi și chiar i-a mai speriat spunându-le că, domnule, dacă nu colectați, o să fie amenzi, o să fie... Dar asta era de mult timp. Le spuneam așa, tocmai în ideea de a... Dar probabil până nu se întâmplă, nu o să... Există posibilitatea că UAT-urile să subvenționeze parțial sau chiar total serviciul public de salubritate? Aici, în zona Pașcani, au existat câteva comune care au preluat sarcina și unde cetățenii au beneficiat, cred că mai beneficiază în continuare gratuit de serviciul de salubritate. Din câte știu eu, această subvenționare poate fi făcută, acum nu cunosc exact procentul sau cât poate fi făcută, cert este că serviciile de salubritate trebuie plătite întâi din taxa de salubritate, pentru că de asta e taxa de salubritate. Ați intrat în lespezi? Am vrut să intru în lespezi, dar n-am mai putut înainta pe vinerea trecută, deci nu s-a mai putut circula. Despre lespezi este vorba, da. Acolo serviciul era gratuit, nu mai știu dacă este momentul de față. O să vedem, nu am intrat, deci am avut interperii cu iarna pe la ordinața și nu se mai putea deplasa. Am înțeles. Bun, deci cum stați în comunele din împrejurim? Deci, ca să începem cu sfârșitul, mai avem două comune care trebuie să intre în operare. Pe 2 aprilie este Olâncen Prăjescu și pe 6 Moțca. Practic, cu aceste două comune vom închide tot județul Iași la nivel de transport și colectare. În rest, în jurul Pașcanului, se implică lumea ușor-ușor. Ușor-ușor și eu sunt de acord, cum am zis, cu ușor-ușor, pentru că trebuie să iai pașii buni. Am discutat cu domnul primar de la Miroslavești, cu domnul viceprimar, dacă chestionează saci pentru colectare selectivă, se implică. Genul ăsta de implicare este extraordinară și garantez că rezultatele vor veni negreșit. Bun, ați rezolvat la Târgu Frumos, este rezolvată și la Hârlău, nu? Ați intrat și de, Hârlău? Da, de la începutul anului s-a intrat. Târgu Frumos e tradimul, dar la Hârlău s-a intrat la 1 ianuarie, la 2 ianuarie, practic. Bun, mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Dacă sunt întrebări privitor la colectarea selectivă, vă rog să le adresați pe adresele de mail ale TV Bit, pe numele de telefon ale noastre, pe paginile de Facebook, încercăm să obținem răspunsurile respective și să le furnizăm. Adică vom adresa întrebările respective. Da, eu chiar aș fi dispus telefonic sau cum vom putea, dacă aveți întrebările respective și puteți răspunde punctual sau la modul general în funcție specifică cu fiecare întrebări. Spuneți-mi, există un număr de telefon, de exemplu, dacă cetățenii ar dori să afle informații privind colectarea selectivă, ar putea suna undeva să se clarifice cu anumite chestiuni? Da, deci pot suna și la operator, pot suna și la ADES, este o instituție publică, găsesc pe net cu documente de telefon. Se pot informa din mai multe locuri, dar aș sugera să se informeze totuși din surse oficiale, pentru că am mai văzut pe internet anumite informații care nu bat cu realitatea. Surse oficiale fiind care? Păi
nu știu, Ministerul Mediului, noi, operatorul care practic asta face. Pentru situații punctuale, un număr de telefon, poate un număr scurt sau... Pentru situații punctuale există și numărul operatorului, dar aveți și numărul de la ADIS, există pe site. Deci se poate suna la noi fără un fel de problemă. Noi oricum primim și sesizări și reclamații pe pagina de Facebook a asociației. Avem și acolo se pot pune întrebări. Nu pe pagina Facebook, pe Facebook asociației, pe Messenger. Da, ADIS Iași, numărul de telefon este 0232 235100 pentru cei care... Nu e ăla. Nu? Eu de pe internet l-am luat. De pe internet, dar vedeți că nu este actualizat. Actualizați numele de telefon. Ok, spuneți dumneavoastră care este numărul bun. Stați ca acum, spunem imediat. Da, nu că e 0232, că s-a schimbat 0332. Și pe pagina... Pe mail l-am actualizat, să vedem pe site. Pe site am știut că nu s-a actualizat, aveți dreptate. 0332. Deci 0332, da. 401. 401. 902. 902. Ok, da. Vom pune și noi pe banda televiziunii pe burtieră pentru a avea aceste informații la dispoziție. Oameni buni, o seară frumoasă în continuare. La revedere!